stăm de vorbă cu un părinte al cărui copil se află la ACS NNN. Da, face parte din echipa profesorului Bogdan Dragoș la generația 2008. Este un băiat sportiv, își dorește foarte mult să fie în competiție, să ia premii, bineînțeles, să participe chiar și la tot felul de competiții, da, sau turnee și locale, și județene, și dar pe țară. Ați ales NNN și nu alt club. De ce? În Făgăraș, NNN oferă tot ce trebuie pentru antrenamente. Tot ce ar trebui unui copil. Echipament sportiv, sunt uniți, sunt dăruiți antrenamentului și antrenamentului. Și astăzi, de 1 iunie, o acțiune foarte frumoasă pentru copiii de la NNN. Nu? Da. Și părinții, am văzut că sunt prezenți. Da, și părinții sunt prezenți, organizatorii sunt trup și suflet pentru copii și implică și părinții în aceste activități. Asta astăzi, de vorbă cu? Ludu Iuliana, mama lui Matei. Matei, Ludu. Da. Am fost invitați la toate competițiile, și părinții și copiii, să fim uniți, să le arătăm că se poate. Că se poate și că spiritul de echipă este cel mai important. Succes! Mulțumim.